A fost 4 zile de sărbătoare la Cluj-Napoca. În tot acest timp au avut loc peste 100 de activități și concerte pentru toate vârstele. Zeci de mii de clujeni au ieșit din case de zilele Clujului. Părinții și copiii clujeni au avut parte de 4 zile pline de distracție în oraș. În centrul municipiului, dar și în cartiere, au avut loc diferite activități, iar Parada Zilelor Clujului s-a bucurat de cea mai mare asistență în acest an. În cadrul zilelor Clujului s-au stabilit și recorduri. Mai mulți bucătari pricepuți au realizat cel mai mare carrot cake din România și peste 2000 de copii au dansat în sincron, aceștia fiind răsplătiți mai apoi cu tunuri de confeti și baloane colorate. Zeci de mii de clujeni au luat parte și la concertele din Piața Unirii. Seriile de muzică clasică și cea a operelor s-au bucurat de mare succes. Tinerii au apreciat în mod special show-urile oferite de Lidia Buble, Dan Bălan și trupele Hara și Vama. Ediția din 2016 a Zilelor Clujului s-a încheiat cu un spectaculos foc de artificii.